Oprescu, un material care va fi difuzat de mai multe ori în această seară. Rog regia să difuzeze acest material cu Sorin Oprescu. Reușit, aș spune, cu Sorin Oprescu, candidat independent la președinția României. Am revenit în direct, invitații mei Viorel Pupeza și Tudorica Răchitană, cum spunem ceva mai devreme. Domnule Pupeza, revin la dumneavoastră. Care este mai exact oferta domnului Sorin Oprescu? Oferta de amploare, ca să spunem așa. Și candidatul independent Sorin Oprescu, ca orice alt candidat, prezintă în fața alegătorilor o ofertă electorală sub genericul sugestiv convingerea mea. Sigur că această ofertă electorală se detașează de toate celelalte oferte, plecând de la faptul că toți ceilalți candidați care sunt susținuți de diferite formațiuni politice și care au fost într-o perioadă istorică sau alta după cei 20 de ani la guvernarea României, nu vin și prezintă nimic nou. Deci n-au noutăți în susținerea lor ca și candidați la președinția României, vin doar să facă promisiuni deșarte, populiste, uneori chiar mincinoase, vis-a-vis de ieșirea României de criză, vis-a-vis de viitorul României, vis-a-vis de nivelul de viață și de trai al cetățenilor României. Sorin Oprescu a identificat în toată această ofertă electorală trei mari obiective. În primul rând, sărăcia cu care se confruntă românii, pe care am și văzut și cunoaștem cu toții care este nivelul de trai în România, peste 80% din români la această dată, după toate cercetările și studiile sociologice care s-au dat publicității, duc o viață sub decența necesară. În al doilea rând, ca mare problemă care o avem în țară și statul român se confruntă cu ea, este vorba de corupție. Corupția a devenit un element de interes național la această dată. Dacă corupția a pătruns puternic în structurile statului, dacă corupția și șpaga este cea care coordonează activitatea și la nivel local și la nivel național, dacă prin corupție se fac și se desfac guverne, se fac și se desfac structuri ale administrației publice, este o situație deosebit de gravă. Și a treia problemă care oare Sorin Oprescu în vedere este proasta guvernare care s-a realizat în România și la nivel național și în foarte multe județe la nivel teritorial.
De sub acest aspect, oferta lui electorală are în vedere reducerea și combaterea acestor trei mari probleme care le-am enunțat anterior. Sigur că sărăcia în România nu poate să fie înlăturată de azi pe mâine. Deci nu are nici el bagheta magică, bagheta magică prin care să prin care să facă pe român să scape din sărăcie. Mâine, dar, să zicem. Dar în primul rând are un program de combatere a sărăciei și a manifestat punctul de vedere foarte deschis și clar în legătură cu perspectiva guvernării. Și a spus de la bun început, dacă el va ieși președintele României și Constituția spune că România trebuie să aibă un președinte independent de partidele politice, care să fie mediatorul și moderatorul activității politice, să fie omul de echilibru între puterile statului român, în așa fel încât tot ce se întâmplă în România, el să fie omul care să asigure această stare de normalitate în zona politică și în zona administrației și în zona puterilor statului român. Deci, sub acest aspect, a spus că va numi un premier independent, iar premierul independent, împreună cu partidele politice care sunt la această dată în Parlamentul României și împreună cu președintele României, vor purta discuții în așa fel încât să facă un guvern de mare coaliție, un guvern care să aibă și stabilitatea necesară, un guvern care să poată să conducă România în perspectiva anilor care urmează. În al doilea rând, are un program de ieșire a României din criză. Ne cunoaștem foarte bine că suntem într-o profundă criză, poate chiar în perioada de colaps. Am auzit în această seară că se fac declarații de către oameni responsabili politici că nu vom mai avea bani pentru pensie, nu vor mai fi bani pentru salarii. Dacă ajungem într-o situație de asta sau dacă vom fi într-o situație de genul ăsta, responsabilitatea cine o poartă? Trebuie să o spunem oamenilor foarte deschis. Responsabilitatea o au cei care au guvernat România până în prezent. Și Traian Băsescu, și Mircea Joană, și Boc, și toți ceilalți care au fost la guvernare în ultimii ani, trebuie să plece. Ăsta e adevărul. Degeaba vine acum cineva și spune, domnule, am plecat de la guvernare de 2 săptămâni și nu mai am nicio responsabilitate. Până acum unde ai fost? Ai avut funcții în guvern, ai avut secretar de stat, ai avut prefecți, ai avut președinți de consilii județene, ai un număr foarte mare de primari, ai consilieri și așa mai departe și tu spui că n-ai responsabilitate și nu te interesează în ce situație economică, financiară sunt românii la această dată. Deci, efectiv, colapsul acesta financiar și economic în care ne-au dus acești guvernați, trebuie să le asigurăm plecarea din structurile politice la care ei acced. Vine din nou Mircea Joană, vine din nou Traian Băsescu, vin din nou să promită românilor ce? Că vom duce mai bine? Păi dacă au fost capabili și dacă au avut soluții până în prezent, de ce nu le-au pus în practică? Am auzit o chestiune pur și simplu cinică. În campania electorală, președintele Partidului Social Democrat, Mircea Joană, vine și ne spune că va relansa agricultura. Păi domnul Joană, dumneavoastră ați avut la dispoziție Ministerul Agriculturii, cu un ministru. Dumneavoastră ați venit și ați promis românilor în anul 2005 că aveți un program de redresare a agriculturii și ați susținut un guvern liberal în Parlament. Am fost și eu în Parlament și mi-aduc foarte bine aminte, în fiecare dimineață ne spunea ce să votăm și cum să votăm. Și votam toate hotărârile guvernului Tăriceanu, toate proiectele de lege ale guvernului Tăriceanu și acum vii și spui că toate aceste măsuri care le-a luat Mircea Joană în perioada respectivă cu Partidul Social Democrat nu sunt valabile. Or, sub acest aspect, sigur că independența unui președinte îl detașează realmente de grupurile de interese din interiorul unor partide politice. Și are acest program de redresare economică financiară a României pe o perioadă foarte scurtă, chiar de 4 luni de zile, spune Mircea Oprescu. Sorin Oprescu. Sorin Mircea Oprescu, că așa are și numele. Așa. Sorin Mircea Oprescu. Deci avem Mirciulică de la Mircea așa. Cel Bătrân până în zilele noastre vom fi conduși în continuare de un Mircea. Iată argumente forte, ca să spunem, domnule profesor, cred că o întrebare la care ar fi bine să încercați pe oameni să lămuriți, ar fi de ce Sorin Oprescu? Cine este Sorin Oprescu? Am cam discutat, lumea cam știe ce activitate, ce CV amplu are acest om, totuși de ce Sorin Oprescu?